Permit. Mulțumesc. Mă simt foarte în spiritul rugului aprins pentru că am împărțit acest eveniment în două, între Academie și Mănăstire. Vă mulțumesc mult și pentru invitație și pentru organizare. Mulțumesc și preacuviosului Părinte Stareț pentru primirea de aici și vă mulțumesc pentru prezența de acum. Și la București, săptămâna trecută și la Constanța și aici, s-au vorbit foarte mult despre martiri și despre cei care au murit în lagărul totalitar. O să vă vorbesc, desigur, despre rugul aprins, așa cum este tipul, dar o să vă vorbesc din perspectiva unui tânăr inițiat în Duhul rugului aprins, care a fost Andrei Scrima. Andrei Scrima, care a avut cu totul alt destin decât cei care au rămas în țară. Datorită unei burse primită din partea guvernului Indiei, dânsul a plecat cu 2 ani înainte de prinderea membrilor, de închiderea membrilor rugului aprins, a plecat din țară. A avut un periplu prin India, a întemeiat o mănăstire sau a cofondat o mănăstire în Libanon, a trăit la Paris, a fost invitat în America de Eliade, a fost consilier la o capelă în Houston, a avut un cu totul alt destin decât cei care au rămas în țară. Destinul lui însă a fost cel al unui pelerin și mărturisitor și a mărturisit încă de la primele lui ieșiri din țară ce s-a întâmplat în drumul aprins. Anul acesta, cum probabil știți, în august s-au împlinit 80 de ani de la întâlnirea din Cernăuți, care este la limita între perioada preliminară și începutul propriu-zis al rugului aprins. Cu o singură excepție, toți cei de acolo au trecut la Domnul, s-au stins, unii torturați, alții, cum a fost Vasile Voiculescu, în urma torturii, deși a mai ieșit din închisoare, iar alții s-au stins în condiții poate mai pașnice. Dar nu mai sunt printre noi. Însă modul cum practic a început această după-amiază, prin rugăciunea către ei, ne pune în comuniune, ne aduce într-o împletire a energiei sufletelor noastre cu energia lor. Și prin asta, deși nu mai sunt prezenți aici fizic, sunt prezenți pentru că până la urmă în parastas este depășirea acestei granițe între aici și acolo. Legat totuși de, spun un cuvânt și despre martiri, există un pasaj din Apocalipsă care se potrivește tuturor martirilor, nu numai celor din temnițele comuniste, în primul rând, nu numai celor din România, nu numai celor din spațiul Balcanii, nu numai celor din Rusia, dar trebuie să mergem mai departe, chiar dincolo de spațiul creștin, să ne aducem aminte că au existat martiri în temnițe comuniste în China, să ne aducem aminte că China a intrat în Tibet unde au omorât peste 1 milion de persoane și a distrus în jur de 5.600 de mănăstiri. Deci, intrăm într-un orizont nesfârșit al martirilor și a spune că pasajul din Apocalipsă, pe care, desigur, îl cunoașteți, se potrivește tuturor acestor oameni care au murit, unii în torturi îngrozitoare, s-a întâmplat și în Tibet, lucrul ăsta.
Versetele din Apocalipsă ne spun următoarele. Este vorba de un bătrân din jurul tronului lui Dumnezeu care se adresează lui Ioan și îl întreabă, aceștia care sunt îmbrăcați în veșminte albe, oare cine sunt și de unde au venit? Zisam către el, Doamne, Tu știi. El mi-a răspuns, aceștia sunt cei ce vin din strâmtorarea cea mare și și-au spălat veșmintele lor și le-au făcut albe în sângele mielului. Pentru aceea sunt înaintea tronului și slujesc în el lui Dumnezeu ziua și noaptea. Iar cel ce șade pe tron înălțava cortului asupra lor. Cortul este un simbol al protecției, cum este și mantia Maicii Domnului. Nu vor mai flămânzi, nici nu vor mai înseta, nici nu va mai cădea soarele peste ei și nici o arșiță. Căci mielul cel ce stă în mijlocul tronului îi va paște pe ei și va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Cu toată această imagine universală a suferinței și răsplatei nesatul, da? Pentru că e vorba în acest pasaj și de suferință și de răsplată, cum spuneam, nu mi-am propus să vorbesc aici despre martiri, nici în general, nici despre cei din cadrul mișcării Rugului Aprins. Voi vorbi despre ceea ce am numit cercul interior al Rugului Aprins. Însă vreau să spun două cuvinte și despre perspectiva din care voi vorbi. Pentru mine hermeneutica centrală a Rugului Aprins este în această mică carte a Părintelui Andrei Scrima. Încă o dată, Părintele Andrei Scrima a fost cel mai tânăr membru al Rugului Aprins, dotat excepțional, intrat monah la Antim sub mantia Părintelui Benedict Ghiuș și foarte aproape de Părintele Ion Culubin. Cartea este într-o a doua ediție. În prima ediție, în ediția primă, pe copertă era o figură, probabil e o figură de Isihas, în vârful unui munte. Din păcate, Humanitas n-a mai reprodus acea imagine pe care Părintele o destinase acestei cărți. Cartea în sine nu este doar un document istoric, deși este și așa ceva. Părintele Andrei, făcând parte din intimă din mișcarea Rugului Aprins, este ceea ce fac această comparație cu catehezele mistagogice ale Sfântului Chiril din Ierusalim, care scrie aceste cateheze pentru cei care deja participau la tainele botezului, mirungerii și Euharistiei în timpul Paștelui. Deci erau oameni care se încreștinau și pe urmă se încreștinau, participau la aceste taine și pe urmă primeau explicația a ceea ce au trăit. Această carte este exact acest lucru. Părintele și cei din Rugul Aprins au participat la un fel de inițiere. Foarte specială. În tainele cele mai adânci ale tradiției creștin răsăritene, în tradiția isipastă. Nu numai după ce a fost inițiat, dar după ce a ajuns la o maturitate printr-un pelerinaj de peste 35 de ani prin lume, Părintele a scris această carte interpretând acea experiență. Pentru întreaga operă a Părintelui Andrei Scrima are drept concept central experiența duhovnicească. Bun. Deci, E necesară, desigur, toată această
săpare în arhive e necesară pentru a avea reperele precizate cu exactitate pentru a descoperi legături care se pierd altfel. Știm cu toții, această muncă în arhive trebuie făcută cu mare discernământ, pentru că acolo se confruntă, de fapt, e o ciocnire, e o mare nevăzută între universul de înțelesuri creștin și un univers a unui ideologii pseudo-religioase și cel care intră în arhive știe foarte bine că trebuie să discearnă bine între înțelesurile pe care ateismul totalitar încearcă să le impună peste experiența creștină falsificând. Am stat multă vreme în apropiere de ambele locuri unde s-a desfășurat prima perioadă a rugului aprins, respectiv la Cernic, la Antim, și la Cernica, unde merg acum regulat. La Cernica găsiți în cimitir, este Bisericuța Sfântului Lazar, acolo a slujit Părintele Ioan cel Străin și chiar în partea sudică a bisericii, pe latura de sud, găsiți mormântul Părintelui Benedict Iuș. Găsim acolo mormântul Mitropolitului Rostovului. Găsim mormântul Mitropolitului Tipsi Medra. Găsim, bineînțeles, mormântul Părintelui Andrei Scrima și mormântul Părintelui Stăniloare. Deci, cine ajunge la Cernica poate să facă, să meargă în această parte a micii bisericuțe din cimitir și să se roage la toate aceste morminte. O mică periodizare pe care majoritatea din cei care s-au ocupat o știu, a mișcării. Mișcarea a început cu o etapă preliminară în care eu aș pune istoria de până în 1943, în special a lui Sandu Tudor și Părintele Benedict Ghiuș. N-am fost de acord cu identificarea de ieri între istoria preliminară a rugului aprins cu istoria Asociației Creștine Ortodoxe Studențești. Deci identificarea asta nu trebuie făcută, ea trebuie adusă ca influență în etapa preliminară, dar trebuie să ne gândim că cei care au fondat și organizat rugul aprins au fost cele două persoane, Sandu Tudor, mai tânăr, mai efervescent, cu mai multă putere de organizare, Părintele Benedict Ghiuș, mult mai așezat, cu un doctorat la Strasburg, cu o istorie duhovnicească care ar merita deșifrată. Și aceste două istorii de până în 43, călătoria lui Sandu Tudor la Athos, participarea la acea grupare sau, eu știu, Duh și Slovă, așa cum era ea formată, toate acestea s-au coagulat în 1943, când la invitația Mitropolitului Tipsi Medra s-au întâlnit la Cernăuți. Nu fac istorie amănunțită. A doua perioadă, în 1943, foarte, foarte important, vine și Mitropolitul Rostovului și cu Părintele Ioan cel Străin, vin împreună și se așează la Mănăstirea Cernica. Deci, acestea au fost preliminarii. Prima etapă
începe din 1943, după mine, până în 1950, cred că datele nu sunt disputate. Și, în principal, a avut loc în perimetrul mănăstirii Antin. O să dau și perioadă și spațiu. A urmat un intermezzo, Sandu Tudor este arestat, ei sunt trimiși o parte la Slatina și apoi la Nanț. Deci, urmează o împrăștiere și după această împrăștiere și-au dat seama că lucrurile nu o să meargă. Cred că s-au maturizat în perioada aceasta. Sandu Tudor a fost și închis. Aș numi această perioadă interimară, să am zis intermezzo, mă rog, termenul cred că e mai puțin important. Urmează o a doua etapă, după acest intermezzo, între 1953-54 și până la arestare, în 1958. Iar de data aceasta, spațiul nu mai este focalizat anti-Cernica, cum era în prima perioadă, ci este, în primul rând, în București se duc la Mănăstirea Plumbuita și în diferite case particulare. În primul rând, Alexandru Mironescu, dar și Vasile Voiculescu, Barbu Slătineanu, chiar Olga Grecian. Deci, deja e o rețea mai puțin adunată într-un punct și în țară. Sandu Tudor nu mai era în București, era la Rarău, venea în București. Deci, trebuie să vedem aceasta ca o rețea care s-a întins în toată țara și, de fapt, exact acest lucru a fost rugul aprins. A fost o rețea de întâlniri, de schimburi, în special de revigorare a tradiției creștine, care nu era chiar pe vârful ei, trecuse printr-o secularizare. Lucrul ăsta trebuie să-l accentuez. Deci, după iau Cernica ca exemplu, după vârfurile de acolo, renașterea isihastă cu cuviosul Gheorghe și Sfântul Ierarh Calinic, începuse o cădere a tradiției, cum se întâmplă întotdeauna. Tradiția, orice tradiție puternică, nu se poate menține pe un vârf. Ea cunoaște întotdeauna suișul și coborâșul și după momentul isihaz de la Cernica, ea cunoscuse o cădere. Deci, când a venit lucrul aprins, a însemnat a treia renaștere isihastă de la noi din țară. Accentuez foarte mult partea de rugăciune, pentru că ei au avut cateheze legate de slujbe, au avut conferințe legate de teme ale tradiției creștine și ținta lor era dobândirea rugăciunii inimii. Accentuez lucrurile astea pentru că au apărut cărți la Humanitas în care putem cea lui Tofan, a doua lui Tofan, care, sincer, mi-a trezit duhul părintelui în mine, dar accentuează foarte mult latura pur intelectuală. Ceea ce nu era cazul, cum am mai spus-o și altă dată, latura intelectuală se insera în humusul de rugăciune, de schimburi creștine și nu invers. Ultima perioadă a rugului a fost cea după arestări și chiar după eliberare și care merge până astăzi. Pe mine mă frământă un lucru, îl spun acum, am vrut să-l spun la sfârșit, dar îl spun acum. Um,
A existat o trecere prin calvar și cruce, asemenea modelului paradigmatic al lui Hristos, a întregului grup. Și m-am întrebat ce înseamnă învierea și chiar ce înseamnă înălțarea. Pentru că vă spun un lucru destul de gri, așa spune. Deci, și l-am mărturie directă de la un monah, părintele Ignatie de la Cernica. Deci, după Revoluție, nu, s-a petrecut un pic înainte de Revoluție, un pic înainte de Revoluție, părintele Benedict Ghiuș se retrăsese la Cernica. Și părintele Ignatie a vrut să se ducă acolo, să știa valoarea lui și a vrut să intre într-o relație strânsă cu el. Și n-a putut să facă acest lucru pentru că părintele Benedict Ghiuș, în interior, era foarte precaut cu orice persoană care venea la el necunoscută. De ce? Pentru că se crease o atmosferă generalizată de suspiciune. Și atunci m-am întrebat, deci, vă dați seama, o atmosferă de suspiciune e o atmosferă încă de temniță. Încă, nu știu dacă cel care e cu tine alături, nu cumva e un turnător. Și atunci arunc această întrebare și o să merg mai departe. Ce înseamnă renaștere cu adevărat și ce înseamnă înviere a celor de la rugul aprins? Cu siguranță, gândul nostru către ei, cercetările pe care le faceți, contribuie la înălțarea lor. Parastasul pe care l-am făcut azi, cu siguranță, ei sunt undeva trecut prin atâta suferință, prea sus, poate, pentru rugăciunile și energia noastră. Dar învierea se va petrece în sufletele noastre. Asta a fost o primă parte și acum o să concentrez și acum cercul interior. Am spus că exista o rețea foarte mare, extinsă în toată țara. Pe lângă această rețea, exista un nucleu stabil de oameni care au fost porniți și la rugăciune, iar acest nucleu stabil a fost constituit de cei care erau foarte apropiați mănăstirii Antim și după prima perioadă și intermețiu, când au fost răspândiți, s-au regăsit împreună. Adică nu au dispărut, de exemplu, Anton de Vitriu n-a mai venit, multe alte nume n-au mai venit, noi care n-am mai venit de la Cernăuți și și-a constituit propriul grup. Deci, nucleul stabil sunt acei oameni care se regăsesc în ambele perioade. Nucleul stabil nu se identifică cu cei care au fost arestați. Și dacă e cazul, putem spune de ce. O parte foarte mică din acest nucleu stabil, pe care am numit-o cercul interior, sunt cei care au avut mai mult decât participarea la slujbe, la conferințele de duminică, la cele întâlnirile de joia seara, la catehezele legate de slujbe, deci care au avut mai mult decât acest lucru. Și acest lucru în plus a fost o inițiere directă în taina rugăciunii inimii făcută de mistagogul acestei mișcări, care a fost părintele Ioan cel Străin. Ce înseamnă, oricine știe că e o diferență să absorbă o instituție și să încep o lucrare și să am o relație personală cu cel care face acea lucrare de zeci și zeci de ani. Nu contează domeniul, nu vorbesc numai de rugăciune.
Dacă intru într-o relație personală cu cineva care de zeci de ani face acea lucrare, el îmi dă o energie, îmi dă cunoștințe, îmi dă cunoștințe informale și acest tip de inițiere e foarte diferit de cel într-o instituție formală sau de cel produs prin lectura unor cărți. Potrivit moștenirii pe care eu am primit-o de la un ucenic al părintelui Andrei Scrima, l-am cunoscut direct pe părintele Andrei Scrima, am stat cu el două săptămâni la Tescar, l-am întâlnit în facultatea de filozofie, l-am întâlnit în LANEC, însă înainte de a-l întâlni pe el personal, i-am întâlnit un ucenic, pe profesorul Virgil Ciomoș de la Cluj, care de altfel mi-a și deschis mi-a deschis semnificația acestei persoane înainte de a o întâlni. Și de la părintele Andrei Scrima, pe această filieră, e prezent și în cărticică, vine faptul că au fost trei oameni inițiați direct de părintele Ioan cel Străin. Primul a fost Sandu Tudor, părintele Benedict Biuș și tânărul Andrei Scrima. Niciodată nu pun la îndoială ceea ce vine din cercul interior, din miezul lucrurilor, ca să spun așa. Totuși, când am citit jurnalul lui Alexandru Mironescu, știind că el a fost cel care l-a întâlnit primul în 1944 de Rusali la Cernica pe părintele Ioan cel Străin, că l-a primit în casa lui, dar mai ales din conținutul jurnalului, mă întreb dacă nu știu cumva și Alexandru Mironescu a fost inițiat direct. Închei aici, las lucrurile astea să plutească în inimile dumneavoastră și... Și aveți posibilitatea în scurt să prezentați relații. Vă mulțumesc mult!